ziua, este ora 15, urmărim împreună știrile. Mai multe proiecte de infrastructură se află în curs de implementare în Bălcești. Acestea vizează modernizarea infrastructurii rutiere, două școli, precum și amenajarea tuturor parcurilor din localitate. În Bălcești, lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere sunt în curs de finalizare. În acest sens au fost modernizate drumurile de interes local, podețele, precum și trotuarele din localitate. Proiectele pe care le avem în curs de implementare sunt în stadiu de unele de finalizare, în proces de 99%, 99% lucrările sunt executate la modernizarea infrastructurii rutiere. Deci drumul pentru pe asfaltare și construire podețe acces proprietăți și rigole pereate de beton. De asemenea, au început lucrări la modernizarea a două școli generale din Bălcești. Este vorba despre Școala Generală din Băltești și Școala Generală Oțetelișu. Termenul estimat de finalizare a celor două lucrări este primăvara anului viitor. În ceea ce privește cele două școli, privind reabilitare, modernizare, dotare, Școala Generală Oțetelișu și Școala Generală la Bălcești, lucrările au început de ceva vreme, cam de două luni la fiecare școală, pe undeva prin iarnă, spre primăvară, vor fi și cele două școli vor fi complet reabilitate și dotate cu tot ce trebuie. Mai mult, primarul Constantin Aleca are în plan amenajarea tuturor parcurilor din localitate, acestea fiind centre istorice, se încadrează pentru obținerea de fonduri destinate unor astfel de construcții. Exercițiul bugetar 2021-2027 pe centre istorice și noi avem centrul Bălceștiului, este băgat la monumente istorice categoria B și ne-am gândit că toate parcurile din Bălcești, cele patru parculețe, să fie modernizate așa cum trebuie pentru un orășel și construirea de locuri de joacă moderne pentru copii. Autoritățile speră ca prin aceste investiții prestigiul orașului să crească, iar locuitorii să se poată bucura de condiții mai bune. La sfârșitul acestei săptămâni, vâlcenii sunt așteptați pentru a se bucura de cel mai curat aer din România și de cea de-a 51-a ediție a festivalului Florile Govorei. După un an de întrerupere din cauza pandemiei, festivalul Florile Govorei a ajuns la cea de-a 51-a ediție, continuă tradiția. Primarul localității, Mihai Matescu, consideră că acest festival contribuie la promovarea stațiunii cu cel mai curat aer din România. Pentru turiștii aflați în stațiune, dar și pentru toți vâlcenii, iubitori ai cântului și portului popular, primarul împreună cu consilierii locali au pregătit două zile de sărbătoare. Acest festival se vrea nu neapărat o sărbătoare chef, nu știu ce Dumnezeu, ci pur și simplu o sărbătoare în care să tragem concluzia dacă turiștii au avut o țintă de precisă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în oraș și dacă ei pot duce la rândul lor din gură în gură ideea de promovarea turismului balnear din Băile Govorei. Față de anii trecuți, când primăria aloca o anumită sumă de bani din bugetul local pentru a susține acest festival, anul acesta, cei aproape 95.000 de lei sunt obținuți doar din donații și sponsorizări. Acest fond, vreau să fiu foarte, foarte bine înțeles, niciun leu din această sumă nu este din bugetul local. Niciun leu. Ba dimpotrivă, chiar organizarea logistică, ce presupune afișe, ce presupune panouri publicitare, tot ce vedeți dumneavoastră nu are nicio legătură cu banul public. Am ținut enorm de mult ca la această mare sărbătoare să deschidem cu două teme majore ale acestui festival, și anume partea ce ține de Ice Vrătianu, artizanul, spuneți, fundatorul Băilor, acest mare vrătianu care știți foarte bine ce a făcut pentru oraș. Dacă noi suntem aici, noi, epigonii, cum spunea Eminescu, suntem datorită acestor contribuții majore, istorice, politice și economice ale marilor vrătieni. Nu putea să fie aici decât un om de mare ținută intelectuală, o fiică a Govorei, și anume Ionela Dinescu. O altă temă care va fi abordată va fi promovarea turismului medical, susținută de medic Răzvan Costinea, de asemenea de origine din Govora. Distracții pe diferitele paliere, teatru Ariel, avem anumite lucruri legate de concursuri sportive, anumite lucruri legate de muzică, pe toate gusturile.
și culminând cu conceptul extraordinar de duminică, și anume cu Lidia Buble. Sâmbătă, cu începere de la ora 18 în Parcul Central, se va desfășura programul artistic susținut de ansamblul Miorița din Vaideni, Elena Ghihtulete, Valentin Samfira, Florin Vasilică și grupul Teleormanul. Duminică, buna dispoziție va fi asigurată de ansamblul Moștenitorii din Petrari, Plaiuri Mușcelene, din Câmpul Lung Mușcel, Argeș, Claudia Titulescu, Ovidiu Omorodeanu. Cele două zile ale festivalului Florile Govorei, ediția cu numărul 51, se vor încheia cu un foc de artificii. În acest weekend se vor desfășura zilele Comunei Bujoreni. Mai mulți artiști locali vor fi invitați pentru a oferi o experiență de neuitat persoanelor prezente la eveniment. La sfârșitul acestei săptămâni vor avea loc zilele Comunei Bujoreni. Vineri 27 august, în jurul orelor 17, va începe festivitatea de deschidere a evenimentului intitulat Fiii Satului. Ne pregătim pentru zilele Comunei. Timp de 3 zile vom avea aceste manifestări. Sunt organizate în colaborare cu un organizator de evenimente culturale, Evento. De vineri seara vom începe programul de la orele 17 până la orele 22. Sâmbătă de la orele 12 până la orele 24 și duminică de la orele 12 până la orele 22:30. La acest eveniment vor fi amenajate locuri de joacă speciale pentru copii, iar atmosfera va fi întreținută de mai mulți artiști consacrați din zonă. Vom avea invitați Ioana Lungulesei, Elena Ghițulete, Victorița Cica, Taraful Pandurii din Drăgășani, formația Premier Orchestra, care va avea duminică un spectacol, grupul vocal Mlădițele Oltului, Băgescu Călin Manuela. De asemenea, primăria va organiza și o caravană specială unde oamenii care nu s-au vaccinat până la începerea evenimentului se vor putea vaccina cu vaccinul Johnson & Johnson. Întrucât la eveniment vor putea participa doar persoanele care s-au vaccinat, au un test PCR negativ sau au trecut deja prin boală. Dorim să îi rugăm pe toți participanții să respectăm condițiile pandemice la care în acest an trebuie să organizăm, adică vom avea culoare, vom avea triaj, rugăm pe cei care nu sunt vaccinați să vină să se poată vaccina, pentru că organizăm și o caravană de vaccinare cu Johnson & Johnson, vaccinare o singură dată. În zona de spectacol nu vor intra decât persoanele vaccinate sau cei care fac dovada că au fost trecuți prin boală sau au test PCR. Evenimentul va fi prezentat de realizatoarea emisiunii matinalul Fii Antenă, Mădălina Mitu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. După o scurtă pauză, urmează analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o după-amiază cât mai frumoasă. La revedere!